Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou webinar organizat de către Admiral Markets în data de 12 iulie, miercuri. Sunt Pavel Bistriceanu și voi fi gazda acestui webinar. Ca de obicei, discuțiile noastre nu sunt recomandări de tranzacționare, sunt păreri, mai bine spus, și orice părere exprimată în cadrul acestui webinar este una personală, nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Ca orice părere personală și subiectivă, acestea pot fi și greșite, prin urmare nu puteți să le, sau nu e recomandat să tranzacționați întru totul așa cum discutăm la aceste webinarii, ci să faceți propria analiză de piață și să luați propriile decizii de tranzacționare. În cele din urmă și foarte important, tranzacționarea instrumentelor Forex și a contractelor pentru diferență implică un nivel mai ridicat de risc și vă rugăm să vă asigurați că îl înțelegeți și că încercați să păstrați nivelul acestui risc la un minim posibil. În speranța că sunetul este în regulă și confirmările au venit chiar înainte să întreb, motiv pentru care țin să vă mulțumesc de fiecare dată pentru promptitudine și pentru ajutor. Trecem la partea de grafice și să vedem cam ce s-a întâmplat ieri, ce surprize am avut ieri în cadrul sesiunii de tranzacționare. Surprize, aș spune cu precădere, în partea a doua a sesiunii de tranzacționare, adică după deschiderea pieței americane. Cred că încă o dată sesiunea de tranzacționare de ieri ne-a arătat că aspectele politice și geopolitice vor continua, așa cum au făcut-o și până acum și în trecut, să stimuleze piețele și să determine investitorii să apese butonul de risk off ori de câte ori li se va oferi pretextul să o facă. Și ieri, din fericire sau din păcate, nici nu știu cum aș putea să mă exprim, asta este ceva cu totul subiectiv, depinde de poziționarea fiecărui trader în piață, s-a întâmplat din nou acest lucru. Aceste schimbări foarte rapide de sentiment ne dovedesc încă o dată cât de important este să fim conștienți în permanență de faptul că pentru a tranzacționa cu succes ne trebuie ceva mai multe cunoștințe sau trebuie să știm puțin mai mult decât înțelegerea unui trend, când prețul a realizat un breakout sau pur și simplu nu cred că în condițiile actuale de piață este suficient doar să citim calendarul macroeconomic, să vedem care sunt datele și asta să ne ajute să tranzacționăm profitabil. Ceea ce se întâmplă în momentul de față în piețele financiare ne dovedește că tranzacționarea de succes presupune mai presus de toate viziune și foarte, foarte multă disciplină emoțională. Ce înseamnă acest lucru? Că trebuie să avem un set de reguli pe care să le respectăm constant, un set de reguli privind money managementul și să le aplicăm cu strictețe ori de câte ori tranzacționăm sau ori de câte ori intrăm într-o poziție, indiferent de circunstanțe. Este, din punctul nostru de vedere, singura cale de a avea succes și stabilitate. Am făcut această paranteză tocmai pentru că aș dori să scot în evidență sau dorim să scoatem în evidență faptul că uneori, de foarte multe ori în ultima perioadă, e adevărat, dar la modul general uneori, în piață se întâmplă anumite lucruri pe care ne este imposibil, practic, să le anticipăm. Și asta s-a întâmplat și în cursul zilei de ieri, când am văzut o depreciere a dolarului pe o temă fundamentală, pe o temă politică și geopolitică. Genul de evenimente pe care le etichetam la webinariile precedente, lipsite de predictibilitate și aproape imposibil de gestionat, pentru că nu știm când vin și ce influență pot să aibă asupra piețelor. Tocmai la webinarul de ieri spuneam că dolarul începe ușor-ușor să se stabilizeze după datele bune din piața muncii, făcând referire evident la non-farm payrolls, la raportul cu privire la numărul locurilor de muncă create în luna precedentă.
Și spuneam atunci, ieri dimineață de fapt, că este posibil să vedem o apreciere a dolarului pe termen scurt dacă oficialii Fed, respectiv Lyle Brainard în cursul zilei de ieri și Janet Yellen în cursul zilei de astăzi în cadrul conferinței, vor induce acea doză de pozitivitate suficientă astfel încât să dea din nou optimism investitorilor și să le strânească apetitul vis-a-vis de dolar. Strict legat de discursul lui Brainard, aceasta a spus că în curând Fed va începe ajustările de bilanț, așa cum știam deja că o va face începând cu partea a doua anului acestuia, deci nu este ceva nou, însă a sugerat că Federal Reserve este posibil să cam fi terminat cu creșterile de dobândă în anul acesta. De altfel, așteptările sunt undeva de 50% pentru a vedea o nouă creștere a dobânzii anul acesta din partea Federal Reserve și cred că această confirmare din partea acestui oficial Fed cu drept de vot în cadrul comitetului, cel mai doviș poziționat oficial al Fed, trebuie să menționăm acest lucru, oarecum a tăiat puțin din elanul dolarului american în prima parte a sesiunii de tranzacționare din Statele Unite și ulterior, după această ușoară depreciere a dolarului, a venit sesiunea în care am văzut un rally descendent pe toate perechile care includ dolarul american, respectiv ascendent pe euro-dolar, descendent pentru dolarul american, prin prisma faptului că în mass media a ieșit la iveală un aspect destul de controversat și care ține în mod direct de Donald Trump și de administrația de la Casa Albă. Mai exact, Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui Statelor Unite, a publicat o serie de e-mail-uri în care era evident faptul că unul dintre foștii parteneri de afaceri ai lui Donald Trump, președintele Statelor Unite, a fost contactat de un oficial rus de rang înalt în care îi se oferea posibilitatea să îi se furnizeze lui Donald Trump și echipei de campanie electorală informații compromițătoare despre Hillary Clinton. Practic, toată această poveste susține ideea și tot ceea ce s-a întâmplat în trecut din acest punct de vedere, faptul că Donald Trump a colaborat cu serviciile ruse în scopul de a obține avantaje în campania electorală. Ei bine, după această serie de date negative pentru dolarul american, am văzut această invalidare a acestui posibil setup pe care îl menționasem ieri, un posibil double top, prețul era undeva în zona aceasta, când la ora susținerii webinarului a venit sesiunea americană și am văzut o apreciere care a dus la spargerea zonei de rezistență, respectiv 1.1440 și deja vedem o stabilizare peste această zonă. Maximul zilei de ieri a fost la nivelul 1.1482. Ce înseamnă acest lucru din punct de vedere tehnic pentru euro-dolar? Înseamnă că structura trendului ascendent se păstrează aproape intactă, cu mențiunea că ne apropiem și suntem, nu doar că ne apropiem, suntem la un nivel important de rezistență, însă după această zonă de consolidare, acest breakout cred că întărește și mai mult ideea unui euro destul de stabil și practic mingea este în terenul dolarului astăzi, în terenul lui Janet Yellen, care așa cum spuneam încă de la începutul săptămânii, va susține declarația semianuală sau semestrială, ca să fim mai corecți, în fața Congresului din Statele Unite. Așteptările generale sunt să vedem un Janet Yellen, dacă putem să spunem așa, destul de hawkish și stabilă sau fermă pe poziție, asumându-și meritele pentru progresul din piața muncii și pentru eforturile pe care Fed le-a făcut și se pare că în linii mari au dat roade. Pe de altă parte, este posibil să facă și unele remarci cu subînțeles, ca de obicei, cu privire la noua administrație de la Casa Albă și impactul ușor negativ cu
ghilimelele de rigoare, pe care toată această poveste încă din decembrie, noiembrie chiar, a impactat ori de câte ori a avut ocazia negativ dolarul american. Prin urmare, declarația lui Yellen în fața Congresului astăzi, cred că este genul de eveniment care poate să traseze foarte bine limitele în ceea ce privește poziția dolarului. Sunt doi factori majori de influență asupra dolarului. Unul este Fed-ul, cel de-al doilea este Trump, în linii mari, noua administrație de la Casa Albă. Pe lângă acest setup care a fost invalidat și am văzut acest breakout care păstrează perspectivele pozitive pentru euro-dolar și pentru perioada următoare, repet, cu mențiunea că evenimentul de astăzi este foarte important și aici mă refer la discursul lui Yellen, și euro-yen japonez, despre care spuneam că se apropie în webinariile precedente, că se apropie de zone de supracumpărare, a respins zona de rezistență 1.1450, respectiv nivelul 23.6 corectiv Fibonacci, și a avut undeva o mișcare cumulată cu cea de astăzi de aproximativ 120-130 de pipi. Cu toate acestea, dacă ne uităm pe un time frame ceva mai mic, am putea să spunem că acest canal de preț rămâne încă intact. Da? Este posibil să vedem o scădere spre zone, spre niveluri corective precum 1.1315 sau 1.1235, într-un caz excepțional, în cazul în care așteptările nu vor fi concretizate din partea lui Janet Yellen, așteptările pieței mă refer. În caz contrar, este posibil să vedem o retestare a nivelului maxim local, respectiv 1.1450. Cert este că avem un trend pe termen scurt ascendent, care, cel puțin până în momentul de față, nu putem să spunem că este neapărat supus riscului, însă avem această zonă de rezistență foarte importantă, zona acestor două maxime, și în funcție de perspectivele dolarului, cred că este posibil să vedem în cele din urmă o clarificare în acest sens în cazul USD yen japonez. Bineînțeles că pe lângă deprecierea dolarului, aspectul sau factorul care a influențat această mișcare a stimulat și yenul. Pentru că, așa cum spuneam și ieri și în multe cazuri, atunci când investitorii simt oarecare amenințare din această categorie de factori politici și geopolitici, repede se poziționează long pe yen și, bineînțeles, long pe aur. Activele de maxim interes atunci când vorbim despre refugierea sau active de refugiu pentru investitori. Și într-adevăr, în cursul zilei de ieri, dar și în deschiderea sesiunii de astăzi, aurul a confirmat această tentativă a investitorilor de a se proteja de aceste riscuri pe care le implică toți acești factori, și am văzut și o apreciere sau creșterea unciei de aur, respectiv o apreciere a yenului, care a fost cam pe toate planurile. Spuneam ieri că, deși yenul este foarte slab, ar trebui să acordăm foarte mare atenție aspectelor de natură politică și geopolitică, pentru că aproape toate perechile care includ yenul japonez se află la zone cheie sau în jurul zonelor cheie. Spuneam despre CAD yen japonez, spuneam despre euro-yen, care prezenta pe graficul de 4 ore o divergență destul de vizibilă, dacă putem să spunem așa, în raport cu oscilatorii. Discutam despre GBP yen, care se afla la nivelul 1.48, același nivel de rezistență pe care l-am văzut și cu ceva timp în urmă. Practic, această mișcare de întoarcere a avut loc la nivelul unei, la nivelul unei rezistențe cam pe marea majoritate a perechilor. Prin urmare, țin să cred sau să sper că nu a fost una tocmai surprinzătoare, și deja cred că ne-am obișnuit cu activele care sunt raportate la yen, că au această capacitate. Pe lângă gradul ridicat de volatilitate pe care pot să-l manifeste, au această capacitate ca
în câteva ore sau într-un timp foarte scurt să își schimbe tendința aproape instant, să spunem așa. Strict legat de ziua de astăzi, cum spuneam, pe lângă declarația lui Janet Yellen în fața Congresului, mai avem un eveniment foarte important și acesta este legat de dolarul canadian și face referire la ședința de politică monetară a Băncii Canadei. O ședință de politică monetară mult așteptată, aș putea să spun, și foarte mediatizată pe site-urile de specialitate și am discutat și noi destul de mult despre această ședință. Din punctul meu de vedere, acest eveniment nu ar trebui neapărat privit prin prisma deciziei efective de a mări sau nu mări dobânda de referință pentru dolarul canadian, ci mai mult ar trebui privit prin prisma perspectivelor. Bineînțeles că dacă va avea loc o creștere a dobânzii pe termen scurt, dar cu o mică paranteză pe care o voi puncta puțin mai târziu, pe termen scurt, dolarul canadian ar putea să aibă parte de o apreciere substanțială. Mențiunea și paranteza este următoarea, faptul că deja dolarul canadian, încă din momentul în care s-au început speculațiile și s-a alimentat oarecum această posibilă decizie pe care o va lua sau nu o va lua astăzi Banca Canadei, dolarul canadian, spuneam, a avut parte de câteva reprize de apreciere destul de importante și în special în raport cu dolarul american, spuneam de una, două, trei, patru impulsuri foarte puternice cumulate de aproximativ 900 de pipi, adică undeva la 8-9% într-un timp destul de scurt, în mai puțin de 3 luni. Prin urmare, potențialul pentru o mișcare extinsă, suficient de motivantă pentru a ne determina să intrăm într-o poziție, cel puțin pe USD CAD, ar putea fi limitat. Ar putea fi limitat pentru că deja am avut parte de aprecieri foarte, foarte agresive și chiar și acest setup se apropie ușor, ușor de targetul pe care l-am menționat cu mult timp în urmă, respectiv zona 1.27, 1.2750, poate, dacă privim puțin mai optimist, zona 1.2650, adică undeva jos, cam acesta ar fi targetul pe care ar putea să-l atingă USD CAD. Însă, nu cred că este genul de setup care, prin prisma evenimentului de astăzi, se ofere încă o oportunitate pe termen lung, așa cum a fost aceea în care spuneam că s-a realizat acest breakout la nivelul neckline-ului și la nivelul liniei de trend ascendent, dar există alte perechi care ar putea fi atractive din punct de vedere al raportului risc-recompensă. Bineînțeles că există două scenarii. Scenariul în care Banca Canadei va face ceea ce se așteaptă piețele să facă, adică să ridice dobânda de la 0,50 la 0,75, scenariu care, din punctul meu de vedere, ar favoriza mai mult active precum GBP CAD sau AUD CAD, care deja a creat o breșă la nivelul suportului acestui trend ascendent din ultimul an. Practic a avut o tentativă de străpungere cel puțin deocamdată eșuată. Dacă ar fi să ignorăm umbrele precedente și minimele precedente, am putea să spunem că deja a făcut breakout-ul AUD CAD, însă în cazul în care Banca Canadei va considera că nu este tocmai momentul potrivit pentru asemenea mișcare, cred că există o altă serie de active care ar putea fi favorizate, active precum CAD/YEN, de exemplu, care a respins zona aceasta de rezistență și, din punct de vedere al raportului risc-recompensă, ar putea să ofere un setup destul de atractiv, o poziționare short cu un stop loss de deasupra și potențial corectiv destul de ridicat. Sau Eurocad,
care se apropie de linia de rezistență și a format acest falling wedge, această pană descendentă, care standard ar fi un semnal bullish. Încă nu s-a realizat breakout-ul, dar cam toate perechile care includ dolarul canadian sunt oarecum împărțite între scenariul long și scenariul short. Pentru scenariul long pe dolarul canadian, așa cum am spus, CBP-CAD mi se pare cel mai apropiat de profilul unui setup interesant, pentru că vine după o perioadă destul de lungă de acumulare sau de consolidare după un trend descendent, așa cum vedem pe graficul daily. Această perioadă de acumulare sau evoluție laterală, cum putem să o numim mai concret, a realizat deja un breakout la nivelul acestui suport și, practic, nivelul acesta de rezistență, respectiv 1.6550, ar fi nivelul care este în acest moment testat și chiar străpuns, dar nu este o străpungere confirmată și de aici am putea avea parte de un setup destul de atractiv în cazul în care s-ar aprecia dolarul canadian. Și lira, dacă tot discutăm despre GBP/CAD, vom discuta și despre lira, nu este tocmai într-un punct favorabil. Prin prisma faptului că speculațiile conform cărora Banca Angliei ar intenționa să înceapă și aceasta, ridicările de dobândă, au fost oarecum anulate de declarațiile mai multor oficiali, una din ele chiar în cursul acestei dimineți, ieșită în presă, și vedem că lira, în cursul zilei de ieri, în pofida slăbiciunii dolarului, a fost singura monedă care a pierdut teren în detrimentul monedei americane. Deci, așa cum am spus de fiecare dată, setup-urile pe care le prefer sau setup-urile care sunt mult, mult mai, dacă vreți, pliabile pe profilul unui trader precaut, sunt cele în care alegem o monedă slabă și una puternică, iar factorul fundamental să favorizeze oarecum moneda puternică. Și în acest caz, strict pe GBP/CAD, moneda puternică este dolarul canadian și nu lira sterlină. Sau în cazul AUD/CAD, unde avem un breakout semnificativ și practic această întoarcere din ultimele trei sesiuni, alaltăieri, ieri și astăzi, se reprezintă o tentativă de retestare a acestui suport străpuns, devenit în momentul de față rezistență. Bineînțeles că există și potențial impact asupra petrolului. Odată cu aprecierea sau deprecierea dolarului canadian, este posibil să vedem și mișcări destul de ample pe petrol. Știm foarte bine că aceste două active, două instrumente, petrolul respectiv dolarul canadian, sunt corelate pozitiv, și atunci când dolarul canadian se apreciază, de regulă este posibil să vedem și creșterea ale cotației barilului de petrol. Și cred că și aici avem parte de o imagine de ansamblu ceva mai concretă, acest suport din zona 42-30, acest suport am putea să-l numim dublu suport, pentru că, în primul rând, am văzut o întoarcere din suportul canalului descendent și este și un suport orizontal, zona 42-50. Cred că prețul ar putea să evolueze ascendent în cazul în care BOC, Banca Canadei, va ridica dobânda de referință în cursul zilei de astăzi. Pe celelalte perechi majore sau celelalte active majore pe care le-am mai discutat la webinariile precedente, m-aș focusa puțin și asupra dolarului neozeelandez în raport cu dolarul american. Odată cu deprecierea dolarului american în partea a doua sesiunii de ieri, pe care am menționat-o puțin mai devreme, și NZD/USD, este adevărat, aici m-aș fi așteptat la o mișcare ceva mai agresivă, în sens descendent, evident, dar după aceste date fundamentale care au influențat evoluția dolarului, am văzut că și NZD/USD a găsit suport în zona corectivă 23.6, respectiv 0.7215.
Bineînțeles că este un setup în așteptare pe care eu personal îl consider cu destul de mult potențial în cazul în care dolarul va continua să fie unul în curs de stabilizare. Adică în cazul în care partea aceasta politică care și-a făcut prezența ieri în piață și a influențat evoluția dolarului se va calma și pe de altă parte poate vedem un Janet Yellen extrem de optimistă și extrem de pozitivă și asta va reuși să stimuleze apetitul vis-a-vis de dolar pentru finalul săptămânii acesteia. Aruncăm o privire și pe partea de întrebări, dacă există acestea. Să spunem ceva despre aur și corelația cu euro-USD. Am spus în cursul zilei de ieri, domnule Mihai, că în ultima perioadă oarecum au început să se recoreleze aurul cu euro-dolarul, adică o corelare pozitivă, și cred că aceasta este posibil să se păstreze tocmai prin prisma faptului că aspectele geopolitice vizează în mod direct dolarul. Un dolar slab favorizează un euro-dolar mai sus decât nivelul acesta sau un trend ascendent, să spunem, la modul general pe euro-dolar. Și aurul, bineînțeles, având în vedere deprecierea dolarului, dar și atracția investitorilor către active mai sigure, să aibă și acesta de beneficiat. O altă sugestie pe DAX, din partea dumneavoastră, mergem la indicele german. O evoluție oarecum laterală după acest breakout pe care l-am menționat destul de mult, însă peste nivelul 12.330, adică acest nivel de suport pe care l-am trasat eu aici, acest nivel de confluență destul de important, deocamdată rămâne un setup în pending cu potențial mai mult bearish pentru scenariul bearish. În cazul în care vom vedea o reluare a fazei ascendente, atunci este posibil să vedem și o revenire în canalul, în canalul de preț ascendent. Ca și noutate sau ca și un aspect care nu ține neapărat de analiza pieței, dar pe care țin să-l menționez și pe care probabil l-ați observat în notificările noastre trimise în cursul zilei de ieri. Începând cu sesiunea de tranzacționare de ieri, am introdus o nouă categorie de active în oferta noastră și anume partea de criptomonede. Pentru moment avem doar 4 astfel de active, Bitcoin, Ethereum, Litecoin și Ripple. Dar cu siguranță v-am spus partea aceasta de ofertă, de instrumente și diversificare, dacă vreți, a ofertei noastre este într-o continuă dezvoltare. Este un proiect global pe care îl vom dezvolta ori de câte ori există cerere și interes vis-a-vis de anumite active. Prin urmare, cel puțin pentru moment, aceste active pot fi tranzacționate cu o expunere limitată, pentru că, dacă vreți, nivelul levierului este unul destul de scăzut, 1 la 5 maxim, dar și prin prisma faptului că sunt instrumente extrem de volatile, chiar și fără efectul de levier, adică mișcări de câteva procente, 5-10% nu sunt neapărat o problemă pentru Bitcoin sau Ethereum, dar cel puțin pentru momentul de față pot fi speculate pe tendințele ascendente, sunt disponibile doar pentru cumpărare. Mai multe informații puteți să verificați notificările noastre din cursul zilei de ieri sau să verificați secțiunea de știri despre companie pe site-ul admiralmarkets.ro. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru participare, vă doresc o zi excelentă și vă aștept la următorul webinar mâine dimineață la aceeași oră. O zi bună, la revedere!